Bun găsit, doamne și domnilor, din nou spectacolul Ligii Campionilor la Digi Sport, ca de obicei, cu handbalul cel mai bun din Liga Campionilor. Partida dintre Bietigheim și CSM București, ambele formații au câștigat în prima etapă, sezonul trecut s-au mai întâlnit. Bietigheim a jucat bine, dar apoi a avut o cădere și n-a mai intrat în obiectiv. Iată Bietigheim pentru această partidă. Obiective clare, trasate de cele două echipe la startul sezonului. Evident, CSM București vizează Final Four-ul, unde nu a mai ajuns din 2018. De partea cealaltă, Bietigheim caută etapele eliminatorii să iasă din fața grupelor, ceea ce nu s-a întâmplat în sezonul precedent. Un sezon împărțit în două, un start foarte bun al germancilor și apoi o cădere liberă. Să vedem care varianta Bietigheimului, condusă acum de Jakob Vestergaard, ați văzut mai devreme cadrul cu tehnicianul danez, care variantă a Bietigheimului va fi în fața CSM-ului în această partidă. CSM cu aceeași echipă la meci cu Odense, dar a revenit foarte importantă pivotul Vilde Ingstad, alături de Gloser, Anțăn, Zadi, Neagu, Rotaru, Stoica, Nicolici, Ericsson, Gutierrez, Flip, din Dirigan, Jensen, Kobilinska, Ilinkăi și Pintea. Trei pivoți și doi portari pentru echipa lui Adi Vasile. Mari Davison face parte din lot. De cealaltă parte, Vestergaard la dispoziție, Sicora și Moreschi în poartă, Gassama, Dolbirtici, Inger Smits, Kutlaci, Johansson, Wenfeld, Dülfer, Smits, Anderson, Berend, Valuveghi și Mala. Arbitrii partidei din Bulgaria, Doicinou și Gorșlov, observatorul șef din Austria, Gerhard Reitzinger, cum e Rapidul, a avut arbitre din Turcia, dar ce semnă are arbitri din Bulgaria. Campionate extrem de slabe în cele părți ale Europei, dar vom vedea valorile arbitrilor după ce ieri turcoaicele au greșit enorm. Până la urmă, Rapidul a reușit să câștige la limită în fața lui Zagreb, 26-25. Bietigheim are primul atac, să vedem așezarea echipei lui Vestergaard, a fost antrenor și el la CSM. În extrema dreaptă, Falufeghi, interdreapta, veterana Kudlar, se îmbrățișează cu Cristina Neagu, cele două au fost colege în carieră. În centru, Inger Smits, în stânga, Xenia Smits, în pivot, Kasama și în extrema stângă, Cehoica Mala, este echipa tip pentru Vestergaard. Câteva îmbunătățiri aduse lotului de tehnicianul danez. Au fost și câteva plecări despre care vom vorbi mai târziu. O primă fază dusă până pe pivot, de unde marchează Iberica. Gassama, primul gol din această partidă. Am repus repede mingea, dar n-am putut să pătrundem. Anțăn în extremă pentru Dindi Ligan, care aruncă, din păcate, pe lângă poartă. Primul atac risipit de campioana României. A văzut Alexandru Dindigan că poate să fructifice, să mingea s-a dus pe lângă Xenia Smits, Inger, foarte bine este Dindigan, acolo în Kudlaț și încă o reușită pentru Gassama, început bun pentru campioana Germaniei, iarăși avem repunere rapidă, Kobilinska pentru Ostergaard, fosta jucătoare de la Bietigheim și pozițional. Ambele echipe au un start foarte bun de sezon, rezultatele CSM-ului evident le cunoașteți și campioana Germaniei leagă victoriile în acest debut de campionat, practic continuă și seria victoriilor din sezonul precedent. Nu că ne-ar interesa foarte mult, dar poate e de menționat faptul că atât Thuringer cât și Borussia Dortmund s-au întărit în vară, așadar misiune puțin mai dificilă pentru Thuringer se presupune în actualul sezon din Germania. Poltat gras Zadi pe această pătrundere. A avut timp de schimbare, a ieșit eminență în gras Zadi, din nou convocată de Krumbolz la națională pentru meciul din octombrie, din preliminarea lui Euro. Wilde Ingstad, primul gol pentru CSM în Liga Campionilor, pentru cel mai bun pivot din lume. Are absentat în prima partidă pentru că a avut o problemă musculară și gol prea repede luat de CSM din cauza lui Inger Smits. Am avut și noi acțiune dusă pe pivot la atacul precedent, gol. 3 din 4 goluri până acum, până în acest minut, 3 înscrise de pivoți, Gassama și Ingstad.
Din nou Instad, o preluare superbă, pivotează cu adversar în spate și scoate un 7 metri și cu apărare în semicerc, a fost și faultată de Xenia Smith la un moment dat. Neagul la punctul fatidic, fată în față cu Moreșci. O, aruncă Cristina la semi-înălțime și rupe palmele acolo portarului brazilian. Ceva emoții a avut Adi Vasile când a văzut cum s-a dus goalkeeperul, dar nu contează. 3-2, Bidihai. Un început foarte interesant de meci. Vă vorbeam și la început să vedem ce variantă Bidihainul întâlnește CSM-ul în această partidă. Știți foarte bine cum a plecat echipa germană în sezonul precedent al Ligii Campionilor. Deja se făceau calcule pentru faza play-off-ului, dar apoi finalul meciurilor din grupe le-a prins într-o cădere liberă. A înscris Xenia Smith, conduce Bidihain cu 4-2. Momentan nu s-a scos nicio minge în apărare, nici la semicerc, nici portari. A faultat aceea Xenia Smith, care a învățat apărare în Franța, la Metz, unde s-a întors în urmă cu 4 sezoane. Din Dirigan pentru Neagu, Zadi, Kobilinska, aceeași echipă pe atac, în dreapta Ostergaard, sala aproape plină aici la Ludwigsburg. Avem și un colț al românilor, îl vedem în spatele porții lui Bidihain. Zadi, Neagu, patru este Kobilinska, marele câștig pe postul de inter dreapta și gol înscris de Ingstad. Da, un pivot remarcabil, unul dintre cele mai bune transferuri din istoria CSM-ului, cu aducerea lui Ingstad, care o dublează bine pe Crina Pintea și scoate și Laura Gloser. O primă minge în partidă în fața cehoaicei Mala și Laura Gloser a fost chemată la națională de Krumbolz. Pas extraordinar, Neagu pentru Instat și rare ori pierde mingea acest pivot. Scoate un 7 metri și un galben la Casama. Sezonul trecut, CSM a învins Bidihain aici cu 27-25, după un egal în polivalentă 28-28, dar era începutul sezonului și atunci Bidihain juca foarte bine. Gol Cristina în dreapta portarului jos, 4-4. Revine Cristina Neagu în sala în care în sezonul trecut, dacă vă aduceți aminte, a bifat meciul, golul cu numărul 1000 în participările sale în competiție. De atunci, evident, și-a îmbunătățit performanța. Este pe locul 2 în clasamentul all-time după Ioan Karadicevici, care își continuă și ea activitatea. Este un curs între cele două. Înaintea sezonului erau 40 de goluri în plus pentru Radicevici. Xenia Smith pasă printre cu mâna stângă din adversar. A fost naut din cerul Kobilinska. E și ea un transfer foarte reușit. Atât Kobilinska cât și Flip au arătat ca o valoare și nu l-a trebuit mult timp să se acomodeze cu ce se cere la CSM. Apără super Gloser pe bomba lui Inger. Recuperează în dreapta maghiara Falufeghi venită de la Ghior. Un procentaj foarte bun pentru Gloser în prima etapă a Ligii Campionilor. Împotriva lui Odense, acum o pasă foarte bună dată de Gloser, dar ratează CSM-ul șansa de a trece în avantaj pe tabelă. Efortul făcut de Dini Ligan mai devreme a fost inutil pentru că a călcat semicercul. Rămâne 4-4, minutul 7, iar Bidihain are atacul cu Inger Smith, care este faultată. Da, și înainte să arunce Alexandru Dini Ligan, Ixtad a prins mingea din săritură dezechilibrată și n-a putut să arunce cum trebuie în bară. Avem și noroc. Aruncare, da? Recuperează Neagu pentru Anțăn, duce în faza a doua. S-a grăbit din nou Emilie Anțăn, aici a dat cu pământul mingea pe lângă poartă și fructifică până la urmă Gasama, până am mai avut timp să ne repliem și ea era liberă pe zona centrală. Avea toată zona liberă. În Spania o familie de sportivi, această Gasama, fratele său este extremă dreaptă la Sporting. Are un alt frate care este fotbalist, a ajuns, dacă mi-aduc bine aminte, pe la Famagusta în acest sezon, atacant de meserie. Revenim la meci, 8 minute trecute, 5-4 Bidihain, Zadi până la Kobilinska, Neagu, schimb de locuri între Zadi și Kobilinska, acum primește Kobilinska, își pune în valoare
egalitățile și reușește să înscrie egalitate la 5. A pătruns stângacea poloneză în forță de pe zona centrală și a înscris cu toată opoziția lui Moreschi. 28 de ani pentru Kombilinska, plecată de la Gdynia, a fost la campioana Poloniei. S-a cizelat ușor în Germania la Metzingen și apoi în Franța la Brest, apără din nou Glossera, patra paradă pentru ea în meci, felicitată de Eriksson, suedeza care este dublura sa pe post. În această etapă secundă în grupa B, Odense a învins pe Buducnost 39-24, Chiori a trecut de Debrecen cu 35-23 și Savehov de Brest, Brest în deplasare la Savehov s-a impus cu 25-20. Am văzut mai devreme un scurt cadru cu galeria CSM-ului și o paradă în meci, Moreschi rămâne 5-5. A aruncat Cristian Neagu jos în stânga brazilienicii care se bucură, a ghicit-o. Ea nu este una cunoscută pentru handbalul din România. Moreschi a trecut pe la Măgura Cisnădie în sezonul 2018-2019, apoi a ajuns în Franța și din Franța aici la Bietigheim. Smith, Kudlac, Inger Smith pasă la Xenia, au jucat cu doi pivot la această fază și fructifică Interul german. Neagu, Kombilinska pasă grea pentru Ostergaard. Din nou Neagu pe zona centrală. N-am avut timp să schimbăm. Anță în blocată. Poate acum va intra Zadi. Da, și iese Anță. Paulta și Falu Feghi. Ieșise bine Falu Feghi acolo. Cât pe ce Neagu să aibă probleme. A reușit să... Nu a fost Anță în acolo. Cea blocată de Falu Feghi. Fostă jucătoare la Ferencvaros și Gheor. Falu Feghi până să ajungă aici la Bietigheim. Kombilinska, Zadi. Întoarce pentru Kombilinska, foarte bună pasă dată până pe pivot la colțul scurt, încearcă Pintea să înscrie, rezistă în poartă Moreschi și pleacă Bietigheim pe contraatac spre golul cu numărul 7. Falu Feghi. Xenia Smith blocată de Crina Pintea, intrată multă agresivitate în joc locul lui Wilde Ingstad. Iată, n-a jucat decât 9 minute și jumătate. Până că n-are probleme în continuare la gambă. Am acolo unde a avut tindere musculară. Casama pautată atât de Zadi cât și de Kombilinska. Țin mai multă atenție la Casama, cea care a reușit câteva goluri în această partidă. Cele două formații sunt din o grupă cu Chiori Odense, Brest, Buducnost, Savehov și Debrecen. Debrecen echipă la debut în competiție. Pautată Kudlac, mai între veteranele handbalului european la 38 de ani. Da, se întâlnesc fosta și actuala ocupantă a poziției de interdreaptă a națională a Poloniei. Kudlac nu a mai fost selecționată pentru ultimul turneu final la care contribuise în campania de calificare. Acest lucru a șocat-o și cred că evoluțiile la echipa națională a Poloniei s-au încheiat. Acolo este selecționerul norvegian, Senstad, care n-a mai convocat-o. Se bazează pe jucătorii CSM-ului, Kombilinska, pe acea poziție. Acum la minge Kombilinska într-un duel cu adversar, și pierde puțin echilibrul Neagu. Neagu pentru Zadi. În prepasiv rămâne CSM-ul doar 9 metri pentru campioana României pe pătrunderea franțuzoice, care a venit să o ajute pe Neagu. Două pase mai sunt, a arătat Zadi acolo. Noi suntem începând mai pomit de partidă, dar Bietigheim spuneam o echipă omogenă. Crina prinde mingea pe la urmă și fructificăm cu pivotul dintr-o poziție grea. 6-6. Poate de sezonul trecut de la Bietigheim au plecat mai multe jucătoare importante. Go peste, ce noroc am avut atare cu sorața de joc. A aruncat Casama, mare noroc pentru CSM aici. Ostergaard la CSM, Neiza Viciu s-a plecat la o altă formație din Germania, Maihoff a venit, știți bine, la Vâlcea,
mai plecat Kunding și Maier, dar spuneam Ostergaard era titular, Maihof titular în interdreapta și ea cea pereche cu Kudlaț. Și iar Naidaviciu juca la 9 metri, da, și antrenorul Gaugiș, da. Cel care își concentrează exclusiv atenția pe naționala Germaniei, a avut dublă funcție în sezonul precedent. Neagu și armează brațul de aruncare, dar este deviată mingea, repunere de la colț, CSM. Da. Nici o reușită acum, până acum din acțiune pentru Neagu, e și a ușor dezamăgit, ați văzut grimasa sa, dar are timp să fructifice, poate acum. Și reușește un gol superb după încrucișare cu Kobilinska. CSM conduce în Germania, iată, după 14 minute, 7-6. Da, deloc simplu, evident a avut ceva timp Vestergaard să-și pună la punct echipa înainte de startul Ligii Campionilor. Dacă mi-aduc bine aminte, a fost în partidele amicale și o victorie cu Metz și o victorie cu Rapid. În, da, au fost partide de verificare, nu sunt foarte, foarte concludente. Concludent ceea ce se întâmplă acum pe teren, iar Bietigheim și CSM merg aproximativ umăr la umăr până în acest minut 15. Flip i-a dat un brânci lui Inger aici, care a căzut accentând acest contact și normal eliminarea la franțuzeca CSM-ului, care de-abia intrase și în locul Kobilinskei pe acea poziție. Despre Gutierrez în dreapta și pe Ailinca în stânga sa. Bine să execute Cihoaica Mala. Apără! Dar mingea n-a ținut cu Laura Gloser. Din piciorul său mingea până la urmă a intrat în poartă. 7-7. Atât ce handbaliste de Liga Campionilor au cehii, chiar dacă n-au o națională nemaipomenită, cu Ierapcova, pe care o veți vedea imediat după această partidă dintre Metz și Hikas, câștigătoare de campioni, știți bine, cu Vipers, Knedikova și ea câștigătoare de 5 ori Ligii Campionilor, extrema dreaptă, și această Mala, care joacă la Bietigheim. Selecționer Bendal, antrenorul de la Vulcea, are ceva soluții pentru echipa națională. Metri. Dă drumul Crina pentru Zadi. Kobilinska. Avem eliminare și cam fără portar. Kobilinska pentru Neagu. Face culoare Crina și nimic la această fază. Din poartă în poartă. Da, și înscriu nemțoaicele cel mai ușor gol de până acum. Xenia Smith, cea care a marcat mai devreme 1,82 m pentru jucătoarea născută în Belgia, la Anverp, venită de foarte tânără în Germania. Încă 25 de secunde de 1 minus pentru CSM. Kobilinska pentru Zadi. Din nou Kobilinska împinsă. N-a mai putut să încrucișeze cu Cristina Neagu. 9 metri scos de poloneză. Neagu, Kobilinska, o găsește băgat pe Zadi, pasiv deja. Peste, obligată, aruncă poloneza, da. Criză de timp, criză de soluții. Pe atacul precedent rămâne 8-7, Bietigheim, care poate să-și mărească avantajul. Din fericire, rezolvăm defensiv pătrunderea. Spaniolul Ece Gassama rămâne 8-7. Pentru puțin timp sperăm, nu se întâmplă acest lucru, 7 metri. E cu eliminare aici, dacă se dă corect fault, 7 metri. Degeaba râde sarcastic Moreșii. A fost scoasă de pe traiectoria optimă Kobilinska. Iacob Vestergaard protestează și el de imagine acolo. Ați văzut cum a fost împinsă Kobilinska. 7 metri clar cu eliminare. Din nou Neagu. În bară, din păcate, această aruncare. Minutul 17 și
CSM-ul nu mai poate să egaleze. Trebuie să scoată atunci mingea în apărare ca să fie totul ok, să nu se distanțeze campioana Germaniei. Conștient Șeri Vasile în timpul declarațiilor înainte acestei partide de dificultatea partidei cu Bietigheim, o echipă foarte bine pregătită din punct de vedere fizic, o echipă atletică. Vedem cum se va rezolva acest duel. Au mai rămas 14 minute în această, chiar 13, în această primă repriză. Bine s-a apărat Neagu la Kudlaț. Etapa viitoare, ce se are un meci și mai greu, cu Ghior pe teren propriu. Atunci va fi cu adevărat momentul adevărului pentru campioana României. Ghior cu prima șansă la titlu dată de specialiști. Vipers locul 3, CSM locul, Vipers locul 2, CSM locul 3 în acest clasament. Ia, și aturat, să concretizeze pe teren totul. Și a turat ceva motoarele Ghior în această etapă, o victorie mai mult decât concludentă cu Debrecen, după ce a avut ceva emoții în prima rundă. Nicoliș blocată pe contră, o repriere extraordinară, Kudlaț, iată, joacă poloneză la 38 de ani, la Ghior a pierdut un campionat cu Moson, da. 30-33 a fost marea surpriză a sezonului. Gol superb la vinclu, Nicoliș. Nicolici, soluție de avarie venită în iulie 2023, o sosire total neașteptată după ce Mihaela Mihai, tânăra speranță de pe extrema dreaptă, s-a accidentat în timpul semifinalei turneului european pe care România l-a găzduit. A reușit jucătoarea din Serbia să înscrie pentru 8 la 8, minutul 19, atac Bietigheim, pătrunde acolo Xenia Smits și reușește să înscrie 9 la 8. Neagu întoarce acolo Anson pentru Neagu, Kobilinska. Po, extraordinară această pătrundere, flip, da? Da, a revenit. Revenită după eliminare. No. În continuare ține ritmul campioana Germaniei. Cam asta este întrebarea. Cât poate să ducă Bietigheim acest rin? Pentru că normal nu are un lot în nivelul ligii. Da, chiar subțire. 16 jucători are în lot. Vestergaard este o problemă de care și el evident este conștient. Încearcă să mai aducă câteva jucătoare tinere de perspectivă. Ratează flip în fața lui Moreși. Păcat de acea depășire superbă pe care a făcut-o acea stânga-dreapta pe preluare și apoi a dat în piciorul de sprijin lui Moreși. 9 la 9. Bietigheim are atacul. Jucătoare înalte la linia de 9 metri, atât Smits, Xenia Smits, cât și Inger Smits. Inger în centru, Xenia în stânga. Kudlaț întoarce pentru Inger. N-a intrat foul fake în combinație Inger-Smits. A picat pivotul de pe zona centrală. Kudlaț intră în Neagu. 9 metri. Bietigheim echipă cu un buget de aproximativ 2 milioane jumătate de euro. Un sponsor privat de foarte mult timp. Deci o firmă de cămăși. Este cea care poartă numele de Ulim. Este un patron care este destul de în vârstă, care s-a atașat la această formație de handbal și nu se știe ce se va întâmpla când el va fi moștenit de fiul său, spun oamenii din Germania care cunosc istoria acestei echipe. Însă, până acum totul este ok pentru Bietigheim, care domină handbalul german și are prestații acceptabile în Liga Campionilor. Inger Smith înscrie după o acțiune personală. 10 la 9. Flip. Zadi. Aruncă pe jos, scoate Moreșchi. Se întoarce jocul faultul pentru CSM pe duelul dintre Xenia Smith și Zadi. Am intrat în ultimele 10 minute din această primă repriză. Deocamdată un ușor echilibru în partidă. Poate un plus pentru Bietigheim, o evoluție care pune puțin pe gânduri
fanii români din tribune. Flip întoarce pentru Anțăn. Zadi, Anțăn, din nou Flip. Înscrie de această dată în colțul lung, așa cum și-a dorit, chiar dacă a fost blocată de două adversare, neagă odihnită la această acțiune, la acel gol din pătrundere sub Areș, mare două reușite de la 7 metri. 10-10, încă 8 minute și jumătate din prima repriză, partidă echilibrată momentan între cele două formații. Udlaci, Inger Smith, din nou Udlaci. Nu se înțeleg acolo Udlaci și coordonatorul olandez. Pleacă CSM-ul pe contraatac. Șansa golului cu numărul 11, Flip, joacă până pe extremă. Östergaard înscrie, preluăm din nou conducerea. 11-10, Nicolici cu aruncare superbă peste umărul drept, da, la portarului. Flip altruistă, nu se mai gândea nimeni că poate să dea pasa în extrem, a întors-o chiar din 6 metri de la semicerc. Și timeout cerut de Westergaard, care a fost, spuneam, principal la CSM și secund era chiar Adi Vasile. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Reluat jocul după primul time-out al meciului cerut de Westergaard. 11-10, conduce CSM cu 8 minute rămase de joc din această primă repriză. Inger Smith acum pentru Udlaci, iese de pe pivot Wenfeld pentru a ajuta. Minge intră, s-ar putea fault oricum, da. Au jucat schema 3, l-a spus Westergaard în acest pozițional. Foarte agresiv în întoarcele. Aruncă pentru Zadi din fault. Orice fază este contact adversar. Foarte dure în întoarcele, cam așa se joacă handbalul la acest nivel. Încă 7 minute și 15 secunde această repriză. Românii domină vocal atmosfera din, da, această sală. Da, ziceam că e doar colțul sălii, dar nu. Ei sunt răspândiți în toată sala. Fanii românii veniți pentru această partidă. Zadi încerca să joace acolo pentru Ingstad Nicolici. Bine a fost că nu a atacat mai repede mingea. Adversar a scos-o în afara terenului. Reluăm atacul. Peste poartă, Anțăn. Rămânem fără gol această acțiune, dar nici nu scriseseră timeout. Și acum 7 metri pe pătrunderea în forță a Xenei Zbiț. Foarte repede l-a ieșit faza. La 7 metri, Veronica Mala se pregătește să arunce. Rămâne Glosser în poartă. Mala scoate! Glosser rămâne 11 egal. Da, din piciorul drept al Lorei Glosser. Mingea s-a dus în bară. 8 mingi scoase de Glosser. Procentaj foarte bun acest din vederea campionului și colegii de sală ar fi trebuit să aibă măcar punct sau două în față, dar a apărat adevărat și Mureschi. Da, a sărit bine de 45% procentajul lui Glosser în prima etapă.
Zadi, a avut poziție centrală și n-a atacat poarta. Ciudată fază. Zadi acum aruncă și apără Moreschi. Da. Ciudată soluția lui Gras și n-au pedepsit imediat nemțoaicele. Simplu și eficient. Da. A scris Dol. Infiltrată și ea pe semicerc. 12-11. Ca de obicei și la acest nivel. Jocul greșeal așteaptă. Dacă CSM-ul nu-și ridică nivelul, se va chinui în această partidă și în repriza secundă. Da. Poate nu vor mai rezista fizic adversarele. Da, nu sunt multe soluții. Asta ar putea să fie o soluție pentru o șansă pentru CSM. Faptul că Vestergaard se uită pe bancă și nu prea are ce să găsească. Vestergaard, câștigător de două ori Ligii Campionilor când era la Vibor, antrenator și pe Cristina Vărzaru, actualul team manager de la CSM, și time-out Adi Vasile. In the defense, Gras will change with Krina. Krina with Krina, you're going to be in the middle of the defense, okay? And we take the second phase with two pivots. But we have to make sure that we are coming in return. This is really important, okay? Yeah. Now, in the attack, let's try to play some tests now, okay? Play from the right side, see a little bit how they want to react, okay? Later you can also have the tap on the head. But now it's important that we don't enter this duel to duel. You need to make sure that you pass the ball around. Haida! Haida! Va schimba în apărare, a jucat cu doi pivoți pe centru, a spus Adi Vasileva și Zadi, și juca acolo Instad și Pinta. Nicolici în dreapta, Flip lângă ea, Ninter, Zadi centru, Neagu stânga, Instad pivot și Gutierrez pe partea stângă. Foarte puțin acțiuni cu extrema de pe partea lui Neagu, aproape ca de obicei. Zadi, Nicolici, întoarce pentru Neagu. Neagu încrucișare cu Flip. Zadi, blocat de acolo de Wenfeld. 9 metri, 4 minute și jumătate. Zadi. Kobilinska aruncă acea minge din fault, mai bine cerut faultul decât să continuă de asemenea manieră. Bine s-a apărat Flip, bine că nu s-a accidentat, a căzut falul Fechi peste ea după duelul cu Gutierrez venite pe repriere. Trece timpul, iar Vitihaim rămâne la conducere pe tabelă, mai mult poate să și dubleze minimul avantaj pe care are acum. Important, CSM-ul n-a scris după timeout. Nu l-a ieșit acțiunea dorită de stafful tehnic. Kudrac, schimb de locuri cu Inger Smith, Xenia Smith. În circulație acum Wenfeld. Xenia pe zona centrală, da, blocată de Instad. N-a mai ieșit Zadi, iată, la schimbare, apărare. Și acum s-a spus la timeout. Fază dusă până pe extremă. Scoate Gloser la pătrunderea Dorotei Falufeghi. Extraordinară Laura Gloser. Adevărat, este la valoarea sa. Neagu, iară, s-a răzgândit să-i dea lui Gutierrez. Era să facă pași pe aterizare. A ajuns la 9 parade Gloser. Faultat aici. 7 metri pe pătrunderea lui Graza, diferențiată de Instad. Și Zadi este una dintre cele mai bune jucătoare ce semnului pe acest început de sezon. S-a acomodat și acum noua echipă pe anul trecut și arată super clasa mai mereu. Neagu în fața golului cu numărul 12. Neagu aruncă în bară. Al doilea 7 metri ratat. A dat-o jos în stânga. O dată acum sus în stânga. Discută Pira Cura cu Adi Vasile. Nu-i vine să creadă Cristina Neagu că a mai ratat o dată. Probabil nu este ziua ei, dar sperăm că nu este
repriza ei, își devine în a doua parte a jocului, are 3 goluri din 8 aruncări. Xenia Smith întoarce pentru Dinger Smith. Good luck. Inger Smith, Xenia aruncă, dar obține o aruncare de la 7 metri după duelul cu Nicolici. Șapte metri pe care poloneza reușește să îl transforme în gol. Ar fost bine să fi înscris Nicolici, așa cum da apărea pe grafică, însă Kudlaci a fost cea care a marcat. -11 plus 2, luată de Bietigheim cu 1 minut și jumătate înainte de pauză. Neagu. O pasă joasă, da. Mingea printre picioarele lui Flip. Greșim și pasă de acum, după ce nu înscriem. Xenia pentru Anderson. Apare extraordinar Glosser. Nu ne mai întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă nu era Glosser în super formă. La 10 parade, da? Da. Dar aceasta este valoarea portarului, normal, și trebuie să te ajute, da. Îți bagi joc pe atacă, deci scoate portarul. Westergaard a mai văzut o problemă. Cea arbitra bulgarii. Împinsă Nicolici aici. Contraatac Anderson. Bine că se termină repriza, Costi. Clar, este o cădere în jocul CSM-ului, ce a permis lui Bietigheim să aibă un avantaj de 3 goluri, după ce în majoritatea timpului avansul a fost minim. Mai reducem puțin din handicap, probabil la ultimul atac din această primă parte. Ingstad înscrie pentru 14-12, al treilea gol din meci pentru norvegiancă. De obicei căderea era în repriza secundă, da. Acum în prima repriză, sperăm că nu va mai fi și în repriza a doua. Două goluri pentru Bietigheim, 14-12, după o prestație slabă a campioanei României, cu extrem de multe ratări în atac și cu un joc superb realizat de Lola Glosser, revenind după pauză. Puține secunde, prietene, mai despart de startul reprizei secunde a meciului dintre Bietigheim și CSM, etapa a doua a Ligii Campionilor, 14-12 pentru campiona Germaniei. După primele 30 de minute, avem speranța că lucrurile se vor schimba în partea secundă. Să nu se schimbe poarta, evoluția din poarta CSM-ului, să rămână așa cum s-a întâmplat, așa cum a fost în prima parte, 10 intervenții trecute în contul Lorei Glosser. La fel ca și meciul cu Odense, tot atât de bine apărat. S-a apropiat de 50% procentul. Lora Glosser, dar din păcate pe atac colegele sale au risipit aproape tot. Și din acest motiv, Bietigheim conduce cu 14-12, dar mai sunt 30 de minute în care, normal, campioana României pe valoare poate să întoarcă rezultatul și să câștige. Perspectiva meciului tare de weekendul viitor cu Ghior din Polivalentă și rapid are un meci extrem de tare cu Icast, tot weekendul viitor. Iar Icast și-a demonstrat ambițiile din acest sezon în prima etapă, atunci când a reușit să învingă pe Vipers. Da? Și va juca imediat după această întâlnire de la ora 17 în Franța cu Metz. Avem primul atac, Neaguza di Kobilinska, Ingstad în pivot, Nicolici în dreapta, Didigan în stânga, e Alexandra Chiula pe cont propriu și primul gol pentru ea în partidă. Da, e bine că am scris Didigan, a ratat o șansă în prima repriză, e bine că am început cu gol această parte secundă. Așezarea celor de la Bietigheim, nu sunt foarte multe soluții. Kudlaț în dreapta, se așteaptă să vină Inger Smith în centru. Xenia Smith în interstânga, în extrema stângă Mala, în dreapta Falufeghi, dacă n-a schimbat Ostergaard extremele. Kudlaț. Smith. Bate să nu facă pași acolo Kudlaț. Falufeghi aruncă moale de tot Inger. Și putem să egalăm.
Neagu pentru Hansen. Întoarce pentru Neagu. Flip din fault, aruncă și înscrie. 14 egal. Foarte bun începutul CSM-ului în această repriză secundă. Superbă pătrunderea lui Flip, cu aruncare liftată peste portar. Pasă pe la spate, recuperează și înscrie până la urmă Mala. Ce acrobatică Mala la faza precedentă. A reușit foarte bine să culeagă mingea, să facă o piruetă până să pregătească execuția. 15 la 14, Bietigheim CSM. Zadi, Neagu, Flip, Zadi. Combină Zadi cu Cristina Neagu, vine la susținere, Flip întoarce pentru Neagu. Neagu, ce soluție va găsi? Pasă pentru Zadi. Neagu, Flip a avut parcă o breșe, dar a închis bine Kudlaci cu a sa experiență acolo. Neagu din nou luată primire de poloneza Kudlaci. Pași din faul, da? 9 metri, joacă extrem de tare și se încearcă să-și impună ritmul, nu cum a făcut-o în prima repriză. Zadi pasă prin picioare adversarului, extraordinar, Insta, gol, 15-15. Vlad Enechescu a zis în spate, Cristina Vărzaru și Ionuț Pungan, coordonatorii secției de handbal de la CSM, cu emoții normale în tribună. Este și Cristian Stamate, șeful secției de handbal de la masculin, să susțină unii pe alții cei de la CSM. Raportul marcatoarelor, Smith, Ingstad și Sama, 5-4, respectiv 3 goluri. Gasama bun început de meci, apoi ușor-ușor a fost anihilată de defensiva CSM-ului. Strânge bine Hansen pe culoar și o blochează pe Xenia Smith. Inger Smith, Kudlaci. Pasă pe mâna stângă, nu mai au continuitate la pasare. Nemțoaicele n-au ieșit bine de la vestiare, dar doar pivotul extraordinar, ce bine a mers Casama cu pasa și a fost faultat. 7 metri. Genială, Xenia Smith a mimat aruncarea pe săritură și a pasat pe aterizare. Kudlaci în fața lui Eriksen, intrată în locul portarului numărul 1, Gloser. Curajat Eriksen de Hansen, stă la 4 metri suedeza. Pe la brațe a făcut această minge. Ușor și pe la cap, avertizată de arbitru. Ieri a zis-o pe campioana Polonii, Zagrebie Lublin, o replică fantastică ața vicecampioanei noastre Rapid. Victorie pentru Giuleștence, 26-25, după meci cu fluctuații. Zadi, împinsă de adversara directă la acea acțiune. Ține eliminare de 2 minute. Decizie bună arbitrul bulgari, l-a invitat pe Wengvelt suedeza să iasă la bancă. Trebuia să-i dea drumul mai repede Scandinava, nu și-a dat seama cu această ținere. Restructurat puțin lotul odată cu venirea lui Westergaard, cu inserții nordice, cu suedeza Wengvelt, cea care a fost eliminată mai devreme, cu coordonatorul Anderson, cu tânăra Johansson, 19 ani, daneză, știe ceva Westergaard, de a adus-o la Bietigheim. Deocamdată însă la Bietigheim vine un nou gol. A ghicit Omoreschi, ați văzut pe Westergaard, iată, Westergaard nu este în apele sale, în fosta sa sale și parcă nu poate să fructifice atunci când este situație de 1-1 cu brazilianca. Rămâne fără gol Westergaard. Are Nicolici 2 din 2. Acea poziție
Aici și-a tăiat picioarele pe pătrundere mal, a vrut să scoată eliminarea la instant. Da, să nu se mai forțeze ce hoaica, da. Au început să-i huiduie nemții pe bulgari. Au început să se simtă și arbitrii că a fost ceva simulare la faza precedentă. Kudlaț pentru Inger Smith, Xenia Smith întoarce pentru Inger. Kudlaț, cât mai reziste, cele trei au jucat non-stop la linia de 9 metri. Oh! Cel mai frumos gol al partidei, traiectorie parcă trasată pe calculator în vincru din partea Xenia Smith. 17-15, Kobilinska, frumos pătrunde, dar apără Moreschi, extraordinară brazilianca. Tot startul bun și tot ce a obținut CSM-ul după startul bun de repriză secundă s-a risipit în 2 minute. Plus 2 Bietigheim, 17-15, avansul pe care l-a avut și la pauză. Și atacul pe superioritate, pe inferioritate pentru Bietigheim, atât. Au dat gol și n-au primit nemțoaicele la minus 1. Aici este problema de concentrare campioanelor noastre. Dacă nu încep să înscrie și din interstenga, vor fi din ce ce mai greu pentru Kobilinska și Flip. Dar simt presiunea. Gol din plonjon. Xenia Smith plus 3 Bietigheim. Și dacă părea o glumă, cum totul trebuie luat în serios, pentru că timpul curge. Kobilinska aruncă pe portar, scoate din plonjon, dar că s-a apărat mai mult Moreschi, dar a scos mingea, asta este important pentru echipa sa. A făcut o portare mare Moreschi în această repriză secundă. Șansă de plus 4 Bietigheim. Inger Smith, acum la minge, Kudlaț vine să ajute Mala de pe extremă. Kudlaț și mai greșesc și experimentatele jucătoare de la 9 metri. Xenia Smith. Xenia Smith pentru Kasama. Apără Glosser. Aveam nevoie de o nouă intervenție. Da. Dar nu e suficient cu asta. A, trebuie să înscriem în pozițional. Nu înțeleg de ce nu se joacă și cu doi pivoți, dacă vezi că nu-ți merge linia de 9 metri, pentru că ai doi pivoți fabuloși. Ai și extreme și Pinta. Extreme nu mai vorbim, dar ele nu sunt băgate în seamă. Neagu, Zadi, din nou Neagu, încrucișează Flip, Zadi, era pasă la extremă, da, falul Feghi pe contră, câtă risipă de efort și șansa pentru București. Zadi poate să-și repare greșeala de mai devreme, deocamdată Flip este cea care aruncă, da, aruncă în blocaj. Așteaptă faultul din Diligan, 9 metri. A, joc încălcit în continuare. Fără soluție izbândă pentru CSM București, care cu ce egalasă la 14 iarăși a pierdut orientarea. Și încă o dată acum se vede că dacă nu merge Neagu, echipa are probleme. N-am mers nici Ansem când a intrat în prima repriză. Zadi. Pe pasiv. 9 metri. Franțuza aici între ele, dar se repetă aruncarea. Neagu. Neagu aruncă, scoate Moreschi. Nu a fost cea mai bună aruncarea Cristinei Neagu. Aici trebuia neapărat să o facă pentru că era prepasiv. Trei intervenții în această repriză secundă Moreschi și a îmbunătățit și ea performanța din această partidă. Kudlaț pasă pentru falul Feghi, Kudlaț din nou, Inger Smith, Xenia Smith, Inger pasă la intercepție în sfârșit Ostergaard. Avem și noi contraatac în această fază din Diligan. Oh. Poate ați arbitrii ar fi întors nici faza, foul, nici gol la faza precedentă.
fost un contact acolo pe repriere. În fine, n-ai ce să le spui arbitrul bulgar, asta au simțit, asta au dat. Putea să înscrie oricum. Inger Smith, Senia Smith, Kurlaci au prins rădăcini cele trei jucătoare la linia de 9 metri. Kurlaci. Asta le joacă doi pivoți, a intrat Inger acolo. Vento și peste capul portarului a aruncat poloneza Kurlaci. 4 goluri pentru Bietigheim, să vezi și să nu crezi. Să vedem ce se întâmplă după timeout. Prima repriză după timeout nu s-a înscris. Now, guys. This is a character moment now. This is really important. Now is the character. Now I need your hearts to be like lions even more, okay? The situation that we have to fix is going to be working here until we get the ball. In 5 steps work until we get the ball. Every single defense, okay? Grina will change with Vilde. In the attack, after you are making good situations, girls, you have to score the ball. But when you go for the situations, now you have to fight and now you have to kill. Come on! Da, e vorba de caractere. Acum, da, joace și cu inima, l-a spus Adi Vasile, care își mușca pumnul de nervi. S-a arătat foarte mult. De acolo nu mai se devine normal antrenorul. Jucătoare se devine că au până la portarul la țintă uneori, dar în apărare da, asta este și nevoie fost, de inimă, adevărat. Asta de și caracter. Fost mesajul. Aveți situații bune, trebuie să și înscrieți. Ori situațiile ți le crezi în urma schemelor, iar înscrii în urma aruncărilor. Da. Vede. Calitatea jucătoare se vede normal la finalizare. 3 goluri am scris CSM-ul în această repriză în care a trecut 11 minute. Zadi, Neagu, Flip, din nou Neagu, pătrunde, stânga da. Dreapta și înscrie, da. Este momentul deșteptării și pentru Cristina și în pentru atac. Colegele sale în să atac. Să vedem da. Și apărarea, cum răspunde timeout-ului pe care l-a avut mai devreme Adi Vasile. Evident a ajuns și el la limita suportabilității. 4 goluri din 10 aruncări pentru Neagu până acum. Are timp să-și îmbunătățească procentajul și să ducă echipa spre victorie împreună cu colegele sale. Schimbare de direcție. Nimeni n-a blocat-o până la urmă pe Johannessen. 19 ani această jucătoare, Johannessen, venită de nicăieri. Da, pasă, anță, la extremă, mai repede. Iată. Da, nici anță nu este în apele ei în această partidă. N-a putut să suplinească în prima rundă pe Neagu la ineficiență. Și de aici problemele în atac. Rămâne Johannessen la linia de 9 metri. În sfârșit Westergaard și-a sumat o schimbare. Îi permite și scorul să mai odihnească pe cineva. Să mai odihnească titularele. Johannessen acum, vă spuneam, 19 ani, dar o jucătoare de mare perspectivă. Este vicecampioană europeană la sub 19 ani. Medalie de argint câștigată chiar în acest an. Evident, o știe Westergaard, de a ținut să o aducă aici la Bietigheim. Pasă greșită. Ce agresivă, atât Johannessen. O ia de pieptă pe Zadi. Pe casă din Irigan, pe contră. Anță. Zadi aproape de pași, pune frână, flip. Zadi, pasă prea sus, mâna stângă era jos prea pentru sus pinta, chiar și da. Pentru pinta, da. Nu s-a așteptat Crina, n-a avut reflex. Da. Continuare de grigolandă imensă pe atac la CSM. De apărare să nu mai spunem, glosări lăsat singură de atâtea ori. Am văzut cât de ușor a trecut, bănuiesc, neexperimentata Johannessen. Plecase Ostergaard pe contră, dar a fost fault. Tensiune pe zona centrală para CSM-ului. Inger Smith, Senia. Inger Smith pasă în piciorul Crinei. 9 metri.
cum ar putea cele două Smith să joace la acest nivel tot meciul. Smith n-are schimb, pentru că Dulfer abia a revenit după o accidentare la umăr, da. Exact, este pe foaie, dar să nu cred că va fi pe teren. Acolo, să ne sperie, cred că Westergaard este capitanul echipei. A fost o problemă destul de serioasă la umăr pentru olandeză, așadar puține soluții. Poate să o mai vedem pe Anderson. Bine, vorbind un pic și despre Bietigheim, dar evident pentru noi marea problemă este jocul CSM-ului. De la 7 metri, cu noroc, cu șansă, pentru că au avut șansă în această partidă. Jucătoarele de la Bietigheim, scrie Mala, 21-16. Și iată, nici după timeout CSM-ul nu își revine. Deși i-am scris. A. Te uiți acum la scor, zici că e bun și egalul. Sunt 15 minute și minus 15 tabelă. Neagu. Pătrunde o apără extraordinar Moreschi pe aruncarea lui Flip, o paradă de super portar pentru braziliancă. Da, dacă e să ne uităm la precedentele meciuri jucate de CSM, am putea spune că această situație a fost anunțată atât în meciul cu Rapidul, cât și în primul duel cu Odense. Au fost acele scăderi de formă cu Odense pe final, cu Rapid, ne aducem aminte, s-a desprins cumva în final CSM-ul, dar poate lucrurile se vor schimba după acest gol marcat de Cristina Neagu. Al cincilea din meci, din 11 încercări, 21-17, atac Bietigheim cu Kudlacii revenită pe teren, blocat acolo de Anderson. Isabel Anderson, ce îi mai dă șansa Xenia Smith să se odihnească. Johansson, da. Până pe extremă la falul Veghi, nu a avut culoare de pătrundere. Da. Și este timeout Westergaard. Și m-au odihnit jucătoarele și intrase în prepasiv Bietigheim. Să ce să convingă Adi Vasile, dacă sunt doar 4 pase acolo. Un timeout care poate va fi bun și pentru CSM, luat de Jakub Westergaard. A vrșat Dori gol neapărat această acțiune pozițional pentru formația sa. Ingrid Smith, Johannesen, da. Par să mai fi rămas, să vedem dacă... Încă una, acum este a treia. Pinta se bate cu casa mea pentru minge. O pas. Evident, fază pregătită pentru Ingersmith și ale sare aruncări de la distanță! Bară. Avem bară! Bine că s-a micșorat puțin poartă și a protejat acolo bara din stânga pe Laura Glosser. Flip acum, foarte repede mută acțiunea. Pinte, aruncă, bară! Rămâne, da. 21-17, două atacuri ce s-au oprit în bară, atât la Bietigheim cât și la CSM Kudlacii, și niciun motiv să grăbească această fază. Au avansul necesar pe tabelă pentru a construi temeinic fiecare acțiune de atac. Inger Smith până la Xenia Smith, până pe extrem, ajunge această minge, scoate Glosser. Fabuloasă Glosser. Dacă va scoate măcar un punct CSM-ul, se datorează clar lui Glosser, care ne ține în joc și la această diferență urâtă. Flip, Crina. Hai, Crina. O dă în stânga, s-a gândit puțin, a balansat. Tot timpul, Crina. 21-18.
pasă bună și flip, a rămas singură Crina. A trecut Gassama pe lângă ea. 21-18. 13 minute de joc, timp ar mai fi. S-au și suporteri români pentru prima oară în această repriză. Aici am câștigat meciul, clar. La capitolul suporteri am câștigat meciul încă din start. Inger Smith, Kudlac, a intrat pașii lor, n-a băgat în semicerc, aruncă pe întors și fructifică falul Feghi. Acțiune încârcită, dar le-a ieșit. Flip, superbă, dar dă pe mijloc în portar. 9 metri, se întoarce fază. Westergaard în cadrul precedent, cu multe bescale, să spunem, în România, atât pe la Old Kim, cât și pe la CSM, ar fi putut să câștige în sezonul, în urmă cu două sezoane, European League, dar a pierdut alături de Viborg finala jucată chiar împotriva lui Bietigheim, un Bietigheim care scapă fără gol și reușește să-și mărească avantajul 23-18. Bucuros, evident, Westergaard are un zâmbet reținut acolo în colțul gurii, știe că niciodată nu este jocul terminat. Niciodată n-ai putut să-l citești foarte bine pe Westergaard. Și din nou timeout, da. Adi Vasile, ultimul din partidă, pentru că echipa nu și-a revenit. Emilia will be here, Cristina will be here. This is going to be the situation. After this one, ready for 7-6. So, I want us to play the French cross 5 where you just have patience to isolate. You do nothing else than isolate and then put second pressure. Then, in the defense, Gras, you're going to be here. Emilia, you're going to be here. Grina, you're going to be here. Vilda, you're going to be here. Yeah. But Gras and Emilia, you have to promise me that nothing happens here, okay? So we are directly here covering everything. Come on! Să vedem dacă vor juca 7 contra 6 după acest timeout și Neagul a spus colegiului să creadă în continuare că pot reveni. Da. Continuare, de ce nu s-a jucat cu 2 pivoți până să se ajungă la acest moment când trebuie să riști la 7-6, la minus 5. În fine, așa este pregătit jocul. Se joacă tot 7-7. Pasă la pivot. Venise din Diligan. Nu au dat nimic arbitrii bulgari. Dar nu-i vine să crea nici Jurmoreschi. Iarăși l-am înscris după time, cum s-a întâmplat și în prima repriză. Kudlac pentru Smith. Smith pasă Gassama. Blocată bine acolo Gassama de Ingstad, da. Arbitrii bulgari, ai ce să le ceri, cum nici arbitrul din Turcia nu avea ce să le ceri ieri, dar nu trebuia să se ajungă aici. Mai greșe și arbitrii, din neștiință, nu din reavoință, și trebuie să fii pregătit și pentru asta. Gol Gassama între două adversare. Cât a căutat această breșă Gassama, până la urmă a găsit-o. 24-18. Încă 10 minute din partidă au dat de pământ cu Zadi. Câte faulturi, da? Eliminare la Mala. Degeaba protestează Cehoaica. Da? La a doua eliminare, da. Încercăm pe cât trece timpul să găsim și aspecte de care să ne agățăm speranțele pentru actuala ediție a Ligii Campionilor. E bine că aceste dușuri reci vin în startul sezonului. Da. Și deținătoarea trofeului Viper s-a pierdut în prima etapă. Important este ca fiecare victorie, fiecare înfrângere să
să ducă la niște concluzii. Da. Glumim puțin, dușul rece l-a figurat, dar și la propriu, că și așa, în jumătate de București, Harish nu este apă caldă de vreo săptămână. Dar n-am obișnuit cu reparațiile, vădă ce se va întâmpla iarnă. Când or să fie toate țevile gata? Da. O să îmbătrânim până atunci. Hansen pentru Neagu. Mamă, pasă Pinta, Zadi. Hansen. Neagu, Zadi are culoarul și l-a făcut și ușor. Nu s-a dat fault în atac, 9 metri. Neagu pentru Zadi, pasă la Ostergaard. A dat-o frumos pe suportar. 24-19, greul pică pe apărare, normal. Trebuie să se scoată multe mingi, da, ușor de spus la bancă, greu de făcut pe teren. Bine că ne-am dat seama că avem și noi extreme și le băgăm în seama acum minutul 50. La minus 5. Senia Zmiț, Kudlaci. A intrat Dol, numărul 5 din extrema stângă, locul portarului, pentru că ăsta a eliminat Mala. Știe ce are de făcut Senia Zmiț, joacă la contact cu adversarul, să treacă timpul, 9 metri, uită mingea pe teren. 9 minute. Zmiț acum pentru Kudlaci. Zmiț din nou. Blocată bine de Pinta. 9 metri. Prepasiv. Intrat în prepasiv, da, atacul lui Bittigheim. Zmiț întoarce pentru Anderson. Anderson încearcă să treacă acolo de Zadi. Este faultată. În gândura normală de Vasile. Bară! Și recuperează Ostergaard. Faultată de Xenia Zmiț. Avem acum om în plus. Accelerăm puțin. Hansen. Extraordinar, da. La extremă din Diligan, Boltă cu gol. Bun. În sfârșit dăm două la rând. 24-20. Hai că se poate, normal spun suporterii și logic se poate, dar n-ai voie să joci atât de prost cum ai făcut-o la Bittigheim. La cât de puțin au fost utilizate extremele pe atacul CSM-ului, nimeni nu se mai apără la ele. Deja s-au obișnuit adversarele. E bine că le-am surprins. Timpul mai este. Intră la contact acum și Anderson. Senia Zmiț, ai jucat un meci uluitor. Zmiț pasă la pivot între două apărătoare. Uriaș este Casama acolo cu fizicul său la 1,80 m. Protestează și ea. Ostergaard n-a înțeles decizia. Kudlaci acum pentru Anderson. Senia Zmiț peste tot, peste tot Senia Zmiț. Pasă la extremă, pasă la extremă și gol. A dat falul fetei, da. 25-20. Trece timpul din Diligan. Căutată din nou cu pasă și își face bine treaba. Execuție la scurt. 25-21. Important că am înscris repede. Totuși, diferența este pentru gazde, care au condus aproape în permanență. Ce s-ar fi gândit că după meciul bun cu Odense, chiar dacă a fost acea cădere din repriza a doua, ar fi putut să duce atât de prost acum Bittigheim, dar a păcălit rezultatul cu vicecampioana daneză, pentru că a apărat Glosser fabulos. A avut 21 de mingi scoase. Și acolo a suferit. Kudlaci, putem să recuperăm. Foarte și o facem. Bine, Hansen. Ostergaard n-are ajutor. Pinta. Dezvoltăm în stânga. Gutierrez. Pasă pe partea opusă și avem pozițional. Intră Neagu de pe bancă. Și Ingstad va veni pivot. A plecat, da. Și Pinta la bancă. 6 minute. Neagu, Hansen, Zadi, întoarce pentru Neagu.
Neacu, Zadi. Manță n-are culoar, faultată aici, 7 metri, n-a avut nicio treabă cu apărarea toarele lui Bittenheim, bine că s-a accentat Scandinava. A gândit bine Neacu faza precedentă, a dat drumul după ce trăsese asupra ei două adversare, i-a eliberat culoarul acolo lui Danță, în care a fost faultată. Codraci a lăsat o fală făcută intrată în ea, s-a urcat efectiv pe Danță. Zadi, la 7 metri. Șansă de 25 la 22. Fentă. Zadi înscrie. 25-22. 5 minute și jumătate pentru a scoate punct în Germania. Și superioritate. A favoarea echipei noastre campioane, care se chinuie în această partidă. Necăjită Mala, jucătoarea eliminată. Mai devreme și aici Falufec, ultima eliminată. Au revenit la linia de 9 metri. De față, fără glosere. Fabuloasă fața lui Casama. Nu ne-a mers apărarea. Rotaru și Stoica, l-ați văzut la bancă. Anțăn, gol în colțul scurt, 25 la 23. Mai sunt 4 minute și jumătate. Dacă apărarea ține ritmul, putem să sperăm chiar la maxim în această partidă. Nu poți să te gândești dacă e meritat sau nemeritat. Nu s-a inventat școala de merite, dar la cum s-a jucat este jenant să te chinui cu Bittenheim. Pentru că vine Gheorghe peste tine și tu ai pretenții de Final Four, care abia a începutul sezonului. Sunt mai puțin de 18 partide, cu tot cu cele din Final Four. Și trebuie să joci constant la un nivel superior. Da, și te-a bătut un Bittenheim care a propus un joc bazat pe tripleta de aur. Da. Da. Cele două Smith și Kudlac. Inger Smith, Senia, se urcă peste noi, fault în atac. Acum moment important. Important să dăm gol repede, se bucură normal românii din tribune. Zadi pasă la extremă, minge grea. Oh. Da, a fost greu pentru Gutierrez. A fost greu de la pas. Nu i-a dat-o cum trebuie Zadi. Nici n-a avut culoar, de-abia a prins-o pe stânga. S-a văzut. Iată momentul. Asta a fost, dar am dat și 3 goluri la rând. Mai este timp. Kudlac, Inger Smith, Senia Smith, Lenfeld, Senia Smith, întoarce pentru Inger Smith, Kudlac, 7 metri. Gutierrez a fost cea care a faultat. Iarăși moment important. Șapte metri rămâne lor Glosser la poartă. Harrison a scos trei aruncări, parcă de la 7 metri, miciu cu Odense. Rămâne la bancă. De ani, această Kudlac, care iată înscrie din nou, 26 la 23, maxim de experiență adunată de această jucătoare, experiență care s-a văzut la faza precedentă când a obținut aruncarea de la 7 metri. Greșeală acolo din Diligan cu Anță, da. N-a fost un joc sportivele CSM-ului astăzi, afară de Glosser au fost doar cu numele. Această partidă, e indiferent de rezultat, a fost o rușine de meci făcut de campioana României în deplasare, Germania. Nici nu-ți vine să crezi ce s-a întâmplat. Să te bată Bittenheim în 3 jucătoare, plus portarul, 4 jucătoare adevărat. Și iată că antrenorul Westergaard
a reușit să-și ducă echipa spre victorie. Sunt 2 minute și 10 secunde. Cred că se mai poate scoate un egal la disperare. Dar atât Ostergaard în plan secund. Pusem jucătorul cum să evolueze, Adi Vasile și împingă jucătoarele la acest 9 metri. Igor Smith, Kurlaci. Vine cele două, vine să ajute de pe pivot și Wenfeld. Kurlaci, greșesc gazdele și putem să venim la două goluri în spate. Zadi. Anțân, Zadi. Lasă în spate. Neagu. Blocată din nou Cristina Neagu. 5 goluri din 11, aruncări nervoase, da, Cristina Neagu. A făcut vântul Inger Smith, care a și provocat-o. Sunt tertipuri, trei jucătoare. Da, greu să-ți mai ții și nervii în frâu acum. Însă nu e bine să lași capul în pământ și să fii modest. Să recunoști că ai jucat prost, adică nimic, și să o iei de la capăt. Anțăl. Neagu aruncă pe portar și s-a adus și acea șansă care mai ar fi fost la un egal. Încă 80 de secunde din partidă și iată Bietigheim cu jumătate de lot și ca valoare și ca nume și ca sume. Reușește campioana Germaniei, Jakob Westergaard, pe mancă să își ia revanșa ce s-a întâmplat sezonul trecut, și Westergaard și are revanșa, să spunem, în fața CSB-ului după ce nu s-a mai continuat cu domnia sa. Apără super Glosser, spuneam, singura jucătoare care și-a arătat valoarea în această partidă. Destul de delicat la un lot atât de valoros să nu joace nimeni la valoarea pe care o are, afară de Laura Glosser. Nu mai vorbim de jucătoarele care nici n-au intrat. Păcat. Ia ultimele 20 de secunde. Următorul meci al CSM-ului, dacă mi-aduc bine aminte, este chiar împotriva celor de la Chior. Da, sigur, timp este, suficient, sigur, da? Este celor timp de la suficient pentru a analiza, a trage concluzii și a schimba ceva. Este început de sezon, încă stă în picioare această scuză. Pentru cât timp însă, vedem. Da, ar fi fost mai logic dacă ai fi pierdut, să spunem, deplasare la Ghior, la Brest, la Odense. Dar nu la Bietigheim, care este tipocotată cu șansa a 5-a, a 6-a în această grupă. Asta este problema. Pentru că faci calcule acum și te gândești că cealaltă adversare vor bate aici la Bietigheim. Cam așa se privește în da. Perspectiva această Sincer, înfrângere. Te uiți la Bietigheim și nu prea știi ce să crezi. Vezi un lot experimentat, dar un lot subțire. Cât le poate ține această formă? L-a ținut azi, asta este pe, important. Pe Kurlaci, de exemplu, da? La 38 de ani. Greu să ducă un sezon la nivelul pe care l-a avut în această partidă. Din păcate pentru CSM. Ia tu din nou pe Kurlaci. Pasă până la palul Veghi. Mai scoate o dată Glosser. Putem să înscriem, putem să reducem diferența la un gol, dar înfrângerea tot înfrângerea rămâne. Anțăl, un gol din două aruncări, Zadi, un gol din două. Neagu, 5 din 12, oh. Din Diligan, peste acum. Nicolic, 2 din 2, Gutierrez, niciun gol. Flip, 2 goluri din 7. Din Diligan, 3 din 6. Ostergaard, 2 din 3. Kobilinska, 2 din 5. Ixtat, 4 din 6. Pinta, 2 din 4. Acestea sunt marcatoarele și Westergaard, normal, fericit ca un adolescent, că și-a învins propria echipă care n-a jucat nimic în această partidă. După 10 meciuri cu victorie, începând cu cele din pregătiri, iată că CSM-ul se încurcă în Liga Campionilor la o echipă mai slabă. Să vedem cât va conta această înfrângere. Mai sunt totuși 12 meciuri în grupă și
totul este posibil pentru ocuparea primelor două locuri. În pofida șirului de victorii, putem spune, Costi, că a fost o înfrângere anunțată de momentele care au fost în partidele precedente. A funcționat odată revenirea, a funcționat de două revenirea, însă la un moment dat, iată, intri într-o vrie din care greu să mai repui lucrurile pe linia de plutire, așa cum s-a întâmplat astăzi. Da, vedem și cum va continua sezonul CSM-ul. După această partidă rămânem în Liga Campionilor. La ora 17 mergem în Franța la meciul între Metz și ICA, asta o vom vedea pe adversara Rapidului din weekendul viitor. Ion Cațichi și Costi Pronov, vă mulțumesc că ați urmărit până la final această partidă. La revedere! La revedere!